Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara a împlinit 83 de ani de rugăciune prin cântec. Grupul a fost înființat odată cu instalarea episcopului Vasile Lăzărescu, eveniment care a avut loc la praznicul Bunei Vestiri în anul 1941. Corul a susținut aseară un concert aniversar în cel mai mare edificiu religios din orașul de pe Bega. Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara a susținut aseară în lăcașul de cult un concert aniversar cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la înființare. Grupul a interpretat imne și pricesne specifice perioadei triodului. Între anii 1943-1961, corul Catedralei din Timișoara a fost condus de renumitul compozitor și dirijor Nicolae Ursu. Astăzi, tradiția este continuată de tânărul muzician Bogdan Mureșan. A devenit deja o tradiție aici, în lăcașul mitropolitan, ca acest cor să aducă bucurie credincioșilor prin cântarea duminicală la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și, de asemenea, prin concertele pe care le susține la marile praznice ale bisericii noastre, cum a fost și astăzi, la Duminica Ortodoxiei și la începutul sărbătorii de Buna Vestire. Este o activitate lăudabilă pe care corul catedral o desfășoară, așa cum a moștenit-o de altfel de la coriștii de altă dată, dirijați cu măiestrie de renumitul profesor, compozitor, folclorist, dirijor Nicolae Ursu, cunoscut pe plan național și internațional. Și în acest an, corul Catedralei noastre Mitropolitane a susținut tradiționalul concert din perioada Postului Mare, concert care deja este asumat atât în istoricul Catedralei noastre și a istoricului corului Catedralei noastre Mitropolitane, interpretând piesele clasice care s-au interpretat și în anii trecuți și în decursul timpului de către dirijorii care au dirijat aici, Nicolae Ursu, domnul Aurel Cioban, părintele profesor de pie memorie Nicolae Belian, părintele Dan Dragomir. În acest an, în repertoriul concertului nostru, s-au aflat piese de Gheorghe Cucu, Gavril Musicescu, Nicolae Lungu, renumitul nostru compozitor Sabin Drăgoi. Corul Catedralei noastre Mitropolitane păstrează o veche tradiție deja asumată în Banat, pe baza corurilor care s-au format în anii de pie memorie glorioși ai evoluției muzicii corale în Banat. S-au remarcat ca soliști în cadrul concertului Ligia Neșcu, Moravka Iovicici, Cornel Bulz, Sorin Trifa și Gabriel Ardeleanu.